Spațiul dintre noi, de Harville Hendrix și Helena Kelly Hunt. Avem două opțiuni. Putem face ca spațiul dintre noi să fie unul sigur sau unul periculos. Dacă e o zonă sigură, conexiunea va fi restaurată, iar noi vom prospera și vom fi plini de însuflețire. Dacă e o zonă periculoasă, instinctiv vom simți nevoia să ne protejăm. N-am putea închide senzorii de alarmă nici dacă am vrea. Automat ne vom retrage cu rigiditate în starea de monadă și vom supraviețui pe cont propriu. S-ar putea să nu fim conștienți de căile prin care noi trezim senzația de pericol în mintea partenerului. E posibil să ne agităm încoace și încolo, să folosim un ton aspru, să dăm ochii peste cap și ocazional să-l umilim, învinuim sau criticăm. Asemenea, interacțiuni negative declanșează anxietatea partenerului și activează mecanismele de apărare. Pe de altă parte, avem șansa de a crea între noi o zonă sigură pentru partener. Putem folosi un ton mai amiabil, să-l întrebăm cum se simte, să ne exprimăm recunoștința pentru ceea ce am considerat adesea că pur și simplu ni se cuvine. Această modalitate respectuoasă de a interacționa denotă faptul că partenerul are pentru noi valoare intrinsecă. Iată de ce trebuie să trăim într-un spațiu sigur și siguranța nu este negociabilă. În ultima instanță, spațiul dintre noi este locul în care ne redobândim conștiința conexiunii și însuflețirea. Calitatea interacțiunii noastre din zona de legătură e cea care luminează existența. Acum trebuie spus că modul în care pot institui doi oameni un climat de siguranță în spațiul dintre ei implică trei practici. Conversațiile sigure, zero negativitatea și confirmările zilnice. Aceste trei practici relaționale nu numai că duc la construirea unei relații mai sănătoase, dar vă și ajută să aveți un creier mai sănătos.